Nu avea bani în buzunare, dar s-a dus să facă cumpărături într-un supermarket. De fapt, a vrut să fure, însă socoteala de acasă nu a dat bine cu cea din magazin. Și-a umplut coșul cu produse alimentare și cosmetice și a vrut să plece fără să achite. Însă a ajuns pe mâna oamenilor legii. Este vorba despre o tânără în vârstă de 23 de ani. Cu câteva zile în urmă, o femeie a intrat într-un supermarket pentru a-și cumpăra cele necesare. Nimic neobișnuit până acum. Și-a umplut coșul cu fel și fel de produse alimentare și cosmetice, însă s-a făcut că uite să plătească suma pentru produse. Aceasta nu a putut însă să plece cu lucrurile furate pentru că a fost depistată și reținută imediat de către pasnicul societății comerciale. La fața locului au ajuns oamenii legii. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că femeia furase produse în valoare de aproape 400 de lei. Autorul furtului este cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul a fost recuperat și înapoiat societății comerciale păgubite.